se vadă cum primăriile au grijă prin aceste ecarisaje de bunăstare animalelor, așa cum vor să facă prin noua lege. Câinele este plin de purici. În jumătate de oră când l-am găsit aici aruncat în iarbă, a și murit. Are tot diagnosticul, adică toate datele de către medic date. Pe de altă parte, în afară de el, toți ceilalți câini se aflau în adăposturi, foarte bine aranjați și cosmetizați. Și să se vadă foarte clar cât de repede a murit. Hai de capul meu! Deci așa au grijă de animale. Deci este suspect că a fost otrăvit. Da, este suspect că a fost otrăvit. Aceasta este dovada cum primăriile au grijă în momentul de față și vor avea grijă de animalele pentru care cetățenii dau bani. Hai să ducem. Nu arunca! Nu, cum o să arunc? La București, la București. Câinele a murit, câinele este cald, a murit în jumătate de oră de când l-am luat. Pur și simplu l-a uitat în iarbă, a uitat să curețe locul după el, să-l arunce. Este plin în țară de cunoști amici, care probabil mi s-a spus că sunt de la iubitorii de animale. Da. Seamănă foarte bine, ce scrie pe spate, dacă vedeți foarte bine, seamănă cu toate celelalte atrocități care se fac. Iar medicul de aici, pe lângă faptul că a refuzat să ne primească, nu era în serviciu la ora când noi am ajuns și oamenii de aici nu și-au făcut datoria să vadă că au uitat un câine afară. Din ala aruncat sau una la tratat, depinde.